Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, pastor Sorin Covaci. Dragi ascultători, călătorim din nou cu ajutorul Sfintei Scripturi și suntem, de această dată, după cum cred că vă aduceți aminte, pentru a doua oară în Noul Testament. După Evanghelia după Matei, iată-ne acum la Evanghelia scrisă de Marcu. Am văzut motivul pentru care Dumnezeu a oferit și alte scriere ale Evanghelilor, altele decât cea scrisă de Matei. Dumnezeu dorește ca orice om, indiferent de cultura din care provine sau de mediul lui social, să poată avea acces la vestea bună cu privire la iertarea păcatelor. Din acest punct de vedere, ne apropiem acum de Evanghelia după Marcu. Am văzut că modul în care îl prezintă Marcu pe Domnul Isus este foarte diferit de cel pe care îl folosește Matei. Matei îl prezintă pe Domnul Isus evreilor și din această cauză el este prezentat ca regele. Marcu se adresează unei alte categorii de oameni. El nu folosește termenii folosiți de Matei pentru că nu se adresea unui popor avizat, unui popor cunoscător în ceea ce îl privea pe Mesia. Tocmai din această cauză, el îl prezintă pe Domnul Isus ca fiind slujitorul, cel venit să slujească oamenilor. Am parcurs o primă parte a capitolului 1 și, ca un element distinct, am observat că Marcu nu prezintă o genealogie a Domnului Isus așa cum face Matei. În același timp, Marcu este foarte clar în ceea ce privește scopul scrierii sale. El afirmă încă de la început că ceea ce scrie el este Evanghelia lui Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, el va scrie lucruri privitoare la persoana Domnului Iisus, moartea și învierea lui. Dar să trecem acum și la cea de-a doua parte a primului capitol, parte în care facem cunoștință și cu primii ucenici, Începând cu versetul 16, găsim următoarele afirmații. Pe când trecea Isus pe lângă Marea Galilei, a văzut pe Simon și pe Andrei, fratele lui Simon, aruncând omneaj în mare, căci erau pescari. Isus le-a zis, Veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Îndată ei și-au lăsat mrejile și au mers după el. A mers puțin mai departe și a văzut pe Iacov, fiul lui Zebedei, și pe Ioan, fratele lui, car și ei erau într-o corabie și își dregeau mrejile. Îndată i-a chemat și ei au lăsat pe tatăl lor Zebedei în corabie cu cei ce lucrau pe plată și au mers după el. Au existat trei chemări distincte făcute pentru apostoli. Astfel, în Evanghelia după Ioan, în capitolul 1, începând cu versetul 3, ni se spune că atunci când s-a suit Isus la Ierusalim, i-a întâlnit pe acești bărbați și le-a adresat o chemare generală, neindividualizată, neoficială. Ei voiau să știe unde locuia Isus, pentru că Ioan Botezătorul le vorbise despre el și une dintre ucenicii lui Ioan îl urmaseră pe Isus. Dar acești bărbați nu au rămas cu el și nici el nu le-a cerut acest lucru, cel puțin pentru momentul respectiv. Ei s-au întors la pescuitul lor în Galileea pe atunci. Aceasta ar fi fost prima chemare. A doua este cea descrisă de Marcu. La începutul lucrării sale, Iisus merge de-a lungul țărmului și îi găsește pe ucenici pescuind. Îi cheamă și le spune că vor fi pescari de oameni. Cu toate acestea, în Evanghelia scrisă de Luca, la capitolul 5, începând cu versetul 1 până la 11, aflăm că, după aceea, ei s-au întors la pescuitul lor. Chemarea finală a fost o chemare la apostolat, este chemarea relatată în Marcu, capitolul 3, Matei, capitolul 10 și Luca, capitolul 6. Ucenicii plecaseră înapoi la pescuit, iar Simon Petru i-a spus lui Isus, Doamne, pleacă de la mine căci sunt un om păcătos. În realitate, Petru voia să spună, De ce nu alegi pe altcineva? Lasă-mă singur căci am greșit atât de mult împotriva ta. Sunt un om păcătos. Dar Domnul Isus nu a renunțat la el. Personal îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru acest lucru. Biserica și lucrarea Domnului a avut foarte mult de câștigat din contribuția acestui om. Așadar, Domnul a venit la ucenici a treia oară și le-a încredințat slujba de apostoli. Să-l urmărim mai departe pe Domnul Isus, care se deplasează acum tocmai la Capernaum. S-au dus la Capernaum și în ziua sabatului Isus a intrat îndată în sinagogă și a început să învețe pe norod. Vă amintiți, poate, că atunci când conducătorii religioși ai vremii îi cer socoteală lui Isus pentru ceea ce a făcut într-o zi de sabat, el spune foarte clar, Tatăl meu lucrează până acum și eu de asemenea lucrez. Sunt cuvinte scrise de Ioan în Evanghelia sa, în capitolul 5, versetul 17. Vom vedea că Isus nu a lucrat în schimburi de opt ore, Iată că nu dormitează, nici nu doarme cel ce păzește pe Israel, spune psalmistul în psalmul 121. Această zi de sabat începe de vreme, când Isus intră în sinagogă și începe să învețe norodul. Sinagoga din Capernaum nu era un centru religios important pe vremea aceea. Se pare că Isus a părăsit Nazaretul pentru că ai săi nu l-au primit. A venit la Capernaum și aici a fost cartierul lui general pe tot timpul lucrării sale pe pământ. Aici, în Capernaum, Domnul Isus face dovada unei autorități deosebite. Versetul 22 Oamenii erau uimiți de învățătura lui, căci îi învăța ca unul care are putere, nu cum îi învățau cărturarii lor. Vedem aici efectul adevărului spus cu putere și deducem și modul cu totul deosebit în care îl prezenta Isus. Critica adusă bisericii și lucrării de slujire din ziua de azi a apărut din cauză că noi nu spunem adevărul cu autoritate. Și nu vorbim cu autoritate pentru că ne-am cam pierdut credința. Când spun noi, sunt totuși suficient de multe persoane care nu și-au pierdut încă această credință, dar este o clasă întreagă de oameni a învonului care nu mai încearcă să predice și să invețe învețe pe oameni cuvântul lui Dumnezeu. Este vizibilă depărtarea de Domnul și separația care a avut loc între anvon și Cuvântul lui Dumnezeu. Sinagoga nu oferea nimic esențial pe vremea aceea și ca rezultat, când a vorbit Domnul nostru, oamenii au fost uimiți de învățătura sa. Dar nu numai învățătura era specială la Domnul Isus. În sinagoga lor era un om care avea un duh necurat. El a început să strige, Ce avem noi a face cu tine, Isuse din Nazaret? Ai venit să ne pierzi? te știu cine ești, ești Sfântul lui Dumnezeu. Cea din tâi minune din Evanghelia după Marcu are loc în sfera spiritualului. Numai Dumnezeu poate controla această sferă. Numai El poate controla demonii. Există multe dovezi istorice ale unui demonism, adică credință în demoni, un demonism frenetic pe tot cuprinsul imperiului Roman. Singura cale prin care poate fi înfrânt demonismul este Isus Hristos, pentru că numai el poate să se miște în această sferă. Acesta este motivul pentru care ne prezintă Marco acest incident ca primă minune făcută de Isus în această Evanghelie. Marco aduce în prim plan aceste minune pentru că, dacă Isus are putere în această sferă a demonicului, înseamnă, pe de o parte, că are putere în orice altă sferă, în orice alt domeniu. Pe de altă parte, numai Dumnezeu poate face așa ceva, Isus își demonstra astfel acreditarea divină. El avea autoritate, avea putere, învăța ca unul care are autoritate. Și acum, iată că demonstra această autoritate, această putere. Dacă sunteți conștienți de ceea ce se întâmplă în cultura contemporană, ați observat de sigur că închinarea la satan a luat proporții foarte mari. Se întâmplă lucruri în zona ocultismului, care pot fi explicate doar ca fiind satanice și supranaturale. Nu se poate găsi o explicație rațională a faptului că tinerii pleacă de acasă, din mijlocul unei familii care îi iubește, pentru a intra într-o bandă de vagabonzi alături de care merg să comită crime. Pare de necrezut. Este o influență satanică. Și vom vedea și oameni posedați de demoni, pentru că este inevitabil. Dragul meu prieten creștin, numai prin Domnul Isus Hristos se poate rezolva așa ceva, numai în numele lui. El și numai el poate controla demonii, pentru că el este singurul care are această autoritate. Deci, aceasta a fost prima minune relatată de Marcu. Isus l-a certat și i-a zis: taci și ieși afară din omul acesta și Duhul necurat a ieșit din el, scuturându-l cu putere și scoțând un strigăt mare. Toți au rămas în înmărmuriți, așa că se întrebau unii pe alții, ce este aceasta, o învățătură nouă? El poruncește ca un stăpân chiar și duhurilor necurate și ele îl ascultă. Observați, dragi prieteni, că Isus își demonstrează puterea și autoritatea în învățăturile și în minunile făcute de el și oamenii nu pot înțelege toate acestea. El are o autoritate pe care ei nu o pot pricepe. Toate aceste lucruri fac din Domnul Isus o personalitate cu o foarte mare popularitate. Cel puțin atunci, așa era. Astăzi, oamenii încă mai au probleme cu înțelegerea acestei autorități a Domnului Isus Hristos. Din păcate, nu-l mai consideră o persoană, o personalitate cu mare popularitate. Din păcate, nu mai acceptă această autoritate îndată i s-a dus vestea în toate împrejurimile Galilei. Marco ne poartă acum spre al doilea incident care a avut loc în mod evident în aceeași zi în cursul după amiezii. După ce a ieșit din sinagogă, a intrat împreună cu Iacov și Ioan în casa lui Simon și a lui Andrei. Soacra lui Simon zăcea în pat prinsă de friguri și îndată au vorbit lui Isus despre ea. El a venit, a apucat-o de mână, a ridicat un sus și au lăsat-o frigurile. Apoi i-a început să le slujească. Aceasta a fost a doua minune a zilei: o minune în care este vindecată soacra lui Petru. Unii comentatori, iubitori de umor, au pus pe seama acestui eveniment lepădarea de mai târziu a lui Petru. Acest comentariu este doar o încercare de a face has pe seama lui Petru, ceea ce nu este prea indicat. Mie mi se pare că este mai degrabă vorba de grijă pe care Petru și Andrei o arată față de această femeie. Îi se spune că ei sunt cei care i-au vorbit Domnul Isus despre ea, ori, dacă nu ar fi iubit-o, de ce ar fi făcut lucrul acesta? Să-l urmăm acum pe Isus spre lăsarea serii. Seara, după asfințitul soarelui, au adus la el pe toți bolnavii și îndrăciții. Este un singur diavol care este satan, dar mai mulți demoni, mai mulți îngeri ai săi. Cei îndrăciți sunt, de fapt, cei posedați de demoni. Toată cetatea era adunată la ușă. El a vindecat pe mulți care pătimeau de felurite boli. De asemenea, a scos mulți dragi și nu lăsa pe dragi să vorbească pentru că îl cunoșteau. Acum, Marcu face același lucru pe care l-a făcut și Matei în Evanghelia sa. El ne atrage atenția asupra faptului că sunt redate foarte puține vindecări în scrierea sa. Domnul Isus a vindecat sute de oameni, dar numai câteva incidente izolate sunt relatate pentru noi. Este interesant de remarcat faptul că lumea demonilor l-a recunoscut pe Isus. Ei au știut cine era și au crezut că el era acela. Am trecut împreună cu Domnul Isus iată printr-o zi epuizantă și noi ne-am imaginat că după o astfel de zi atât de încărcată, el ar dormi până târziu a doua zi. Dar nu a fost deloc așa. A doua zi dimineața, pe când era încă întuneric de tot, Isus a sculat, a ieșit și s-a dus într-un loc pustiu și se ruga acolo. Noi ne-am gândit că după o zi de sabat atât de plină, Isus ar trebui să se odihnească în ziua următoare, știu că mulți predicatori au ziua de luni liberă, după ce toată duminica au fost atât de ocupați. Nu am nimic împotriva acestui lucru. Obișnuiam să procedez și eu la fel, dar am renunțat acum câțiva ani să mai iau liber această zi. Iată-l însă pe Domnul Isus ducându-se într-un loc pustiu, să se roage. Este o lecție pentru noi. Simon și ceilalți care erau cu el s-au dus să-l caute și când l-au găsit i-au zis: Toți te caută. El a răspuns: Haidem, să mergem în altă parte, prin târgurile și satele vecine ca să propovăduiesc și acolo, căci pentru aceasta am ieșit. Și s-a dus să propovăduiască în sinagogi, prin toată Galileea și scotea dracii. Acesta este începutul Evangheliei, pentru că, prin învățătura sa, Isus îi pregătește pe oameni pentru mântuire, care va veni în urma morții și a învierii sale. Observați însă că, odată cu învățătura, el întotdeauna demonstra și această autoritate asupra demonilor. Să ne aducem aminte ce legătură era între demon și Imperiul Roman. Dar nu învățătura lui vă va mântui, dragi prieteni, ci lucrarea Domnului Isus Hristos, jerfa lui pe cruce. Așa cum spuneam, observați că Isus a predicat în sinagogile iudeilor și a alungat demon pe tot cuprinsul Galilei. El a acoperit acest teritoriu în timpul celor trei ani ai lucrării sale. Să remarcăm și faptul că în vremea aceea exista o manifestare puternică a puterii demonice. Există trei asemenea perioade în scriptură. Una a fost în timpul lui Moise, una în vremea lui Lie și cea de-a treia în timpul cât a trăit Domnul nostru pe pământ. Ajungem acum la cea din urmă minunea acestui prim capitol. Toate celelalte au fost cazuri grele, deosebite. Acesta este cazul unui lepros. Lepra nu era incurabilă, așa cum vom vedea când vom parcurge cartea levitic, dar era o boală care putea fi letală. Era cu siguranță o boală tragică, pentru că îl mutila pe cel bolnav și îl alunga din mijlocul comunității. A venit la el un lepros care s-a aruncat în genunchi înaintea lui. Îl ruga și îi zicea: Dacă vrei, poți să mă curățești. Lui Iisus i s-a făcut milă de el, a întins mâna, s-a atins de el și a zis, Da, voiesc, fi curățit. Îndată l-a lăsat lepra și s-a curățit. Această minune are și o latură psihologică impresionantă. Nimeni nu atinge un lepros. Acest om nu mai fusese atins de mulți ani de o altă ființă omenească. Nici măcar nu-i fusese îngăduit să se atingă de cineva. Îmi închipui că familia lui îi aducea hrană și mâncare, iar el ieșea să le ia abia după ce ei se depărtau. Poate că le putea face cu mâna, dar nu mai putea să se întoarcă în mijlocul lor și nici măcar să îi îmbrățișeze. Gândiți-vă ce durere trebuie să fi simțit acest om când își vedea copiii, își vedea soție, dar nu se putea apropia să-și manifeste dragostea lui față de el. Dar iată că Domnul îl atinge pe acest om și îl curățește. Curățirea leprosului trebuia să urmeze un ritual mozaic. Domnul Isus nu a încălcat legea mozaică. Isus i-a poruncit cu tot din adinsul, i-a spus să plece numai decât și i-a zis Vezi să nu spui nimănui nimic, ci du-te de te arată preotului și adu pentru curățirea ta ce a poruncit Moise ca mărturie pentru ei. Dar omul acela, după ce a plecat, a început să vestească și să spună în gura mare lucrul acesta – Așa că Isus nu mai putea să intre pe față nicio cetate, ci stătea afară în locuri pustii și veneau la el din toate părțile. În loc să păstreze secretul, omul acesta a alergat să spună tuturor ce i s-a întâmplat. Dacă vreți ca toată lumea să afle un lucru, vă duceți la un ziar sau la un post de radio. Într-un fel, așa a făcut și acest om, dar el a nesocotit porunca Domnului. Am discutat despre acest lucru cu un predicator alături de care am lucrat o vreme în biserica sa. El tocmai predicase din acest fragment al Evangheliei după Marcu. Iată ce mi-a spus. Domnul i-a spus leprosului vindecat să nu spună nimănui și el a spus tuturor. Nouă ne poruncește să spunem tuturor și nu spunem nimănui. M-am gândit mult la acest lucru. Dragi prieteni, neascultarea leprosului nu a fost tot atât de rea ca neascultarea noastră de astăzi. Noi ar trebui să spunem tuturor și, din păcate, nu spunem nimănui ceea ce ne-a făcut Domnul. Omul acesta, vedeți, nu știm dacă i-au fost iertate și păcatele sau alte lucruri de genul acesta, pentru că nu ni se spune nimic despre statutul lui spiritual. Domnul Iisus Hristos îi vindecă trupul, îl vindecă fizic. Dragii mei, nouă ne dă o extraordinară vindecare, pentru că este o vindecare a sufletului nostru. Este vindecarea de păcatul nostru, păcatul care ne aduce și nouă condamnare. În enumărate locuri în Sfânta Scriptură, lepra este asemuită păcatului, pentru că la fel cum ea aducea condamnarea în viața celui bolnav, condamnarea la moarte, o moarte înceată, dar o moarte sigură, la fel se întâmplă și cu noi. Păcatul ne condamnă la moarte. Poate nu simțim acum lucrul acesta, însă, dacă nu ne rezolvăm această problemă, dacă nu lăsăm pe Domnul Isus să ne o rezolve, moartea noastră, condamnarea noastră este sigură. Apoi, la fel cum lepra condamna la izolare, la fel suntem și noi condamnați la izolare. Nu suntem condamnați la izolarea de oamenii din jurul nostru, de societatea din jur, dar suntem condamnați. La izolarea cea mai groaznică, la izolarea de Dumnezeu. Iată de ce, dragii mei, neascultarea leprosului nu a fost atât de rea ca neascultarea noastră de astăzi. Fie ca ea să ne fie o lecție. Se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transol Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021-346-2468 sau prin e-mail la adresa radioarondtwr.ro. Vă mulțumim! Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico.